Doar 4 ore. Atât protejează un periaj obișnuit împotriva plăcii bacteriene, care favorizează apoi apariția cariilor și afecțiunilor gingivale. Folosirea aței dentare este obligatorie, mai ales dacă aveți coroane sau fațete. Iar dacă vreți într-adevăr ca igiena să fie una riguroasă, ar trebui să luați în considerare folosirea cu regularitate a unui duș bucal. S-a dovedit clinic faptul că doar periajul dentar efectuat de 2 ori pe zi nu este suficient pentru o igienizare eficientă a dinților, pentru că există spații în care rămân resturi de mâncare și placă bacteriană neîndepărtată. Este valabil cu atât mai mult în cazul persoanelor cu diferite lucrări dentare. În funcție de tipologia gingiei pacientului și tipul lucrărilor efectuate, recomandăm anumite periuțe dentare pacienților, anumite tehnici de periaj, precum și suplimentarea cu periuță electrică, duș bucal, ață dentară, obligatoriu. La început, pacienții, după ce primesc niște lucrări noi, dentare, fie pe implanturi, fie pe dinți, fie fațetări, ei tind să facă o igienă bună la început, ulterior omit acest aspect. Tocmai de aia suntem noi aici, pentru a le reaminti la 6 luni de zile cum se face periajul corect, pentru a verifica dacă ei se periază corect în toate zonele. Și atunci ei, când vin pentru controlul de 6 luni, noi observăm fiecare suprafață a dintelui, fiecare muchie interdentară, margine și așa mai departe, ca să indicăm un periaj corect pacientului. Și consider că cheia succesului unui tratament prin intermediul fațetelor și coroanelor este o igienă bună. În cavitatea orală trăiesc peste 300 de specii diferite de bacterii. Unele dintre ele protejează, altele formează placa bacteriană. Iar acest proces se întâmplă în special noaptea, atunci când cantitatea de salive este mai mare. De aceea, periajul de seară este cel puțin la fel de important precum cel de dimineață. Pot apărea carii la nivelul dinților existenți, adică dinților neîmbrăcați, precum și dinții îmbrăcați se pot caria, bineînțeles. Dacă acum am ales o fațetare cu coroană sau o fațetare sau o coroană 3x4, este expus parte din dintele pacientului și atunci la îmbinarea cu acesta, chiar dacă există un material care face corp comun între fațetă, coroană cu dintele pacientului, el poate să facă carii dentare. Plus că apar gingivite, inflamații gingivale, sângerări, mirosuri neplăcute și atunci sunt esențiale tehnicile pacientului de acasă de periaj. Ca și tehnică de periaj și mijloc de curățare acasă, obligatoriu periajul dimineața și seara, se începe cu curățarea interdentară, cu ață dentară, ulterior folosim periaj dentar și aici tot la fel, periajul, există mai multe tehnici de periaj, dacă folosim periuța electrică sau periuța clasică. În general, periuța clasică o recomandăm celor cu probleme gingivale sau cu care fac frecvent gingivite. Un astfel de ritual de igienă este recomandat pentru persoanele cu implanturi dentare, coroane, punți sau aparate ortodontice, dar și pentru oricine își dorește o dantură sănătoasă și un zâmbet atractiv. În situația asta, trebuie să țineți cont însă și de câteva restricții alimentare. Într-adevăr, trebuie să luăm în calcul și corectitudinea tratamentului efectuat, cimentul cu care s-au cimentat aceste fațete, materialul din care este făcut aceste fațete, corectitudinea aplicărilor și dacă toate aceste elemente sunt în regulă, pacientul în principal trebuie să aibă grijă la elemente mai gumate, să zic, cum ar fi caramelele, pentru că ele fac succiune și atunci există posibilitatea ca să se mai dezlipească, chiar dacă noi am aplicat cel mai bun ciment și cea mai bună metodă. Și alimente colorate, într-adevăr, interdentar de cele mai multe ori apar colorații, mai ales dacă fațeta are o închidere pe dinte și, practic, pacientului rămâne interdentar parte din dintele său. Într-adevăr, apar colorații, dar astea se duc la un periaj, la un airflow, dacă el se igienizează bine.
Și în acest caz, utilizarea aței dentare este obligatorie, pentru că este singura care poate curăța îmbinările dintre dinte și fațetă.